Salutare, astăzi vom face crap. Mie îmi place foarte mult crapul. Să vă arăt cum îl prepar eu. Cred că nici nu se poate face mai bine. Foarte simplu. Făină vă trebuie, două ouă, bineînțeles, sare, ulei și o cratiță și foc. Pune sare pe ouă și le bateți. Și acum luăm crapul. Așa. Și îl băgăm direct așenii. Paf. Așa. Nu s-au încălzit iar unde. Între timp încingem uleiul, bineînțeles. Și punem. Vedeți cum l-am făcut? Vedeți? Cred că vedeți. Și îl punem în nou direct, așa. Și îl facem așa cu ou peste tot. Și când s-o încins uleiul, luăm peștiucul, scurgem așa un pic și îl punem direct aici. Așa. Am mai pus încă o bucată și eu pun capac așa. Pentru că peștele nu se face la foc mare, la foc micuț, bineînțeles, că după un timp răbăm tot. Ia uitați cum arată. Așa, mă. Iar așa, după vreo 5 până 10 minute, depinde cât de încet e focul. Le punem așa într-o dungă. După cum vedeți. Oh. Ai, mă, mă leg al lor. Ai mâna pe stenga. Pare. Deci cam așa. Pentru că avem partea asta fiind mai grosă, trebuie să se coacă și partea asta. Și atunci le punem câte 2-3 minute deoparte. Ai deoparte? Pe ciocană nu-ți place. Și gata peștele. Eu îl mai las așa vreo 2 minute. După care voi pune muștei peste el. Și acum turnăm muștei peste el, așa fain. Dacă vă interesează mușteiul ăsta, l-am filmat și mușteiul ăsta, așa că puteți să vedeți muștei de usturoi pe canalul meu cum l-am făcut. Și acum momentul adevărului, să vedem ce gust are. Maxim. Poftă bună.